Bună seara tuturor, bun găsit din nou la subiectul zilei. Sunt Oana Olaru și astăzi vă propun să urmăriți o ediție a cărei temă generală este informarea pe teme europene. Vă prezint astăzi două organisme care funcționează în Craiova și a căror activitate este dedicată acestui domeniu al informării cetățenilor cu privire la Uniunea Europeană și la Comisia Europeană, de la legislație europeană și până la drepturi ale cetățenilor europeni. Începem cu Asociația Mereu pentru Europa. Aceasta își propune să acționeze pentru informarea publicului asupra beneficiilor și costurilor integrării României în Uniunea Europeană. De asemenea, acordă asistență IMM-urilor în întocmirea proiectelor pentru obținerea de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. De asemenea, membrii asociației dezvoltă parteneriate cu alte ONG-uri și cu autoritățile locale și lucrează pentru a dezvolta spiritul antreprenorial în rândul tinerilor. Totodată, Asociația Mereu pentru Europa se ocupă cu promovarea drepturilor omului, a egalității de șanse și a nediscriminării, creșterea calității în învățământ, protecția mediului înconjurător și a biodiversității, dar și conservarea patrimoniului cultural și a tradițiilor. În ultimul an, asociația a derulat două proiecte foarte importante. Primul, intitulat Travail, a fost dedicat elevilor din Dolj, pentru care asociația a încercat facilitarea integrării pe piața muncii. Cel de-al doilea proiect, numit Profem, a vizat promovarea pe piața muncii a femeilor din regiunea Sud-Vest Oltenia. În cele ce urmează, vă invit să aflați mai multe despre aceste două proiecte de la doamna Carmen Oprescu, responsabil cu informarea și comunicarea în cadrul Asociației Mereu pentru Europa. În cadrul Asociației Mereu pentru Europa se derulează mai multe proiecte cu finanțare europeană, proiecte care sunt implementate în beneficiul tuturor celor care au nevoie de ele. De pildă, Travail, tranziția la viața activă pentru elevii din județul Dolj, este un proiect care se adresează cu precădere unui număr de 400 de elevi de la 10 instituții liceale din Craiova, elevi care vor avea parte de consiliere și orientare în carieră, vor beneficia tot în mod gratuit de activitățile suport pentru orientare în carieră, dar și de stagii de pregătire practică pentru 100 de elevi, 60 de elevi vor efectua, 70 de elevi vor efectua stagiile de pregătire practică în România și 30 în Portugalia, mai ales că unul dintre partenerii noștri, Unia UDAX, portughez, se ocupă de derularea acestor stagii de practică. Tot printre parteneri pot nominaliza și Edufor Craiova, care se ocupă de activitățile suport și în această perioadă organizează selecția pentru derularea a două tabere de dezvoltare personală și profesională, ce se vor desfășura în vacanța de primăvară, în aprilie și în vacanța de vară. Câte 40 de elevi, 20 pentru fiecare tabără, vor beneficia de tot felul de activități menite să-i impulsioneze către alegerea mult mai ușoară a viitorului loc de muncă, să le dezvolte competențele antreprenoriale, să le dezvolte aptitudinile și să le definească mult mai bine pașii viitori în carieră. Tot sub umbrela Asociației Mereu pentru Europa se derulează proiectul Profem, dedicat unui număr de 440 de femei din regiunea Sud-Vest Oltenia, femei care vor participa la cursuri de calificare de nivel 1 în meserii precum florar decorator, lucrător în comerț, manicurist, pedicurist, frizer, dar și cursuri de manager de proiect și cursuri pentru deprinderea competențelor informatice. Se vor mai derula în cadrul acestui proiect 14 workshop-uri, iar activitățile continuă. Tot în cadrul asociației se derulează un proiect finanțat din granturile Spațiului Economic European în cadrul fondului ONG în România. Este vorba despre Delicom,
dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității. Acest proiect își propune creșterea gradului de implicare în comunitățile interetnice, Catane, Coțofeni și Coțofenii din față și Calopăr. Aici noi ajutăm oamenii din aceste localități să își înființeze 3 organizații neguvernamentale și să sprijine realizarea strategiilor de dezvoltare locală. Pentru că doar în acest mod, definindu-și prioritățile, pot accesa mult mai ușor banii europeni care vin în perioada 2014-2020. În cadrul proiectului Travail, elevii au participat până acum și la consilierea și orientarea în carieră, au participat și la activitățile suport care s-au concretizat prin vizite de studiu, prin excursii tematice la angajatori din Craiova, la policlinici, la judecătorie, la poliție. Modul lor de comportament, modul în care s-au implicat în activitățile de până acum, cunoașterea limbii engleze, sunt definitorii pentru selectarea acestor elevi. Pe site-ul asociației, pe site-ul proiectului, la adresa travail.mp.ro, se află un formular de candidatură, dar se află și toate criteriile de selecție. Formularul trebuie completat și trimis până miercuri seara la ora 10, iar pe baza dorinței, pe baza motivației personale, pe baza respectării tuturor criteriilor postate, se va face selecția primilor 20 de elevi care vor merge în tabără în luna aprilie, restul urmând să fie selecționați pentru tabăra din vacanța de vară. Noi, de asemenea, și în presa scrisă, și în presa audio, și pe site-ul proiectului, și pe site-ul asociației, am anunțat aceste cursuri. Toate participantele la aceste cursuri, dacă au copii, ele pe toată perioada desfășurării activităților își pot lăsa copiii în grija unui personal calificat, existând o încăpere specială destinată copiilor, astfel încât mamele să stea fără grijă la toate activitățile și la toate cursurile. Iar în funcție de motivația lor au fost selectate pentru participare. Trebuie spus că au beneficiat inclusiv de subvenție în cadrul acestor cursuri, o sumă de 6 milioane de lei vechi pentru cele 3 luni de cursuri de calificare, iar pentru manager de proiect și pentru competențele informatice, câte 200 de lei pe curs. Explicați-ne puțin cum ați ajuns la aceste 3 comune în care vreți să ajutați comunitatea să înființeze ONG-uri. În primul rând, ne-am uitat pe statistica de la evidența populației, pentru că proiectul vizează comunitățile interetnice și toate demersurile pe care le vom face țin să integreze populația romă din punct de vedere social, astfel încât să fie identificate toate problemele și ale românilor și a populației rome, astfel încât toate demersurile care vor fi realizate de către ONG-urile ce se vor înființa se vor baza pe nevoile reale ale oamenilor de acolo. Totul având ca direcție clară integrarea socioeconomică a persoanelor de etnie romă. Dacă un cetățean simplu vrea să participe, să fie inclus într-unul dintre proiectele pe care le desfășurați sau le veți desfășura, ce trebuie să facă? Trebuie să vină aici și cu cea mai mare deschidere îl acceptăm alături de noi, mai ales că motivația, dorința și implicarea oricărei persoane de a întoarce un serviciu comunității este foarte bine
privit, foarte bine primit. Implicarea este cea care face să se declanșeze lucrurile, să meargă pe o pantă ascendentă și să ducă la schimbarea noastră, la schimbarea vieții noastre în bine pe viitor. Ați aflat, iată, cu ce se ocupă Asociația Mereu pentru Europa. În cadrul acestei structuri există și funcționează însă și un centru de informare de tipul celor Europe Direct. Obiectivul acestor centre de informare este diseminarea de informații despre politicile și programele Uniunii Europene în regiunile în care se desfășoară activitatea. Iar Craiova se numără printre orașele care beneficiază din anul 2008 de un astfel de centru. Sub responsabilitatea structurii gazdă, care în Craiova este Asociația Mereu pentru Europa, Centrul Europe Direct oferă un serviciu local care permite cetățenilor să obțină informații, consultanță, asistență și răspunsuri la întrebări privind legislația, politicile, programele și oportunitățile de finanțare ale Uniunii Europene. De asemenea, oferă cetățenilor oportunitatea de a comunica instituțiilor din Uniunea Europeană reacțiile lor sub forma unor întrebări, opinii și sugestii și totodată permite Comisiei Europene să îmbunătățească transmiterea de informații exacte și adaptate necesităților locale. Spre deosebire de alte centre de informare administrate de Comisia Europeană, care vizează un anumit grup țintă, de exemplu oameni de afaceri sau cercuri științifice, rețeaua de centre de informare Europe Direct se adresează, fără să discrimineze, tuturor cetățenilor care caută informații privind oricare dintre domeniile de activitate ale instituțiilor Uniunii Europene. Despre activitatea Europe Direct din Bănie, vă invit să aflați în continuare mai multe detalii chiar de la coordonatorul centrului de informare, domnul Daniel Neagoe Băcanu. Europe Direct este rețeaua de informare a Comisiei Europene, prin care Comisia Europeană și implicit reprezentanța Comisiei Europene în România dorește să fie cât mai aproape de cetățenii europeni. Această rețea există în România din anul 2008, după ce am devenit membri ai UE în 2007, din 2008 deja există rețeaua și tot de atunci suntem și noi structură gazdă. Asociația Mereu pentru Europa este structura gazdă a centrului Europe Direct Craiova. Există peste 30 de centre în toată România și peste 300 la nivel european. Deci suntem o rețea cea mai importantă, cred, de informare a cetățenilor cu privire la temele europene. Căror cetățeni vă adresați? Pe zone vorbesc aici. Noi ne adresăm cetățenilor din județul Dolj, chiar că ne numim Europe Direct Craiova, ne adresăm în principal cetățenilor din Dolj. Bineînțeles că dăm curs, suntem obligatoriu să facem lucrul acesta, oricăror solicitări de colaborare, de sprijin, de informații venite de la orice fel de cetățean, pentru că putem fi accesați și pe e-mail, și telefonic, și pe Facebook sau alte variante de contact și atunci ne adresăm tuturor cetățenilor. Dar obiectivul nostru este să ne adresăm cetățenilor din județul Dolj. Bineînțeles, în special Craiova, fiind și fizic centrul existând în municipiul Craiova. Au mai fost situații în care am dat curs unor solicitări venite de la cetățeni sau colaboratori, că nu lucrăm doar cu cetățenii, ci și cu organizații non-guvernamentale, școli, instituții și din alte județe. Pentru că până acum 2 ani de zile în Oltenia erau doar la Craiova și la Râmnicu Vâlcea centre. Acum de 2 ani a fost un nou apel de selectare a structurilor gazdă și există centre și în Slatina și în Gorj, în Târgu Jiu. Da, deci ne adresăm celor din Dolj cu precădere. Să spunem că un craiovean vine la dumneavoastră la sediu Patelau și intră, ce patela se află de aici? Noi preluăm absolut orice fel de solicitare. Bineînțeles că obiectul nostru de activitate se referă la informații europene care au legătură cu Comisia Europeană. Da. Sunt mulți cetățeni care au probleme care nu țin de Comisia Europeană și atunci noi nu avem abilitatea de a le oferi informații, dar îi redirecționăm către instituțiile statului român care pot să-i ajute sau dacă este o problemă complexă ne consultăm în rețea și vedem dacă avem soluție sau îi îndrumăm către telefonul unic european unde pot să afle informații
direct de la Bruxelles, în limba lor, este un număr de telefon gratuit, oricine poate să afle informații, sau către alți colaboratori de-ai noștri, dacă vor fonduri europene, de exemplu, nu acordăm consultanță pentru scriere de proiecte, dăm informații despre ce oportunități există. Iar, deschise. Exact. Iar dacă vor informații, direcționăm către autoritatea statului român care gestionează respectivele fonduri. Deci încercăm să ajutăm pe cât putem cu cunoștințele pe care le avem, indiferent de solicitare. Însă, strict, este vorba de unde avem noi abilități, este vorba de informații care țin de competența Comisiei Europene. Ce instituții și câte persoane vi s-au adresat, zicem, în ultimul an? Pentru sprijin, Da, informații la centru nu sunt solicitate foarte des. De obicei, lumea vine fie să ia publicații, iarăși o activitate pe care o facem, distribuim publicațiile editate de Comisia Europeană, care nu sunt puține, avem și aici câteva exemple, dar sunt mult mai multe. Însă, noi avem o abordare proactivă și mergem noi către cetățeni. Lucrăm foarte bine cu școlile. Acesta este grupul nostru țintă primordial, școlile și copiii, însă și cu universitatea, cu mediul de afaceri. Am avut colaborări și am organizat întâlniri pentru a le prezenta diferite teme de interes general. Cam astea sunt grupurile țintă primordiale, dar orice cetățean poate să vină la noi la centru să afle informații, să iau publicație, să se documenteze. Și foarte important, presupun că aceste servicii pe care le oferiți sunt gratuite. Absolut, absolut. Aveți, eu știu, v-am contactat primării din județ să vă ceară sprijinul legat de proiecte pe fonduri europene, de Da, ceva? Din păcate nu. Mediul privat este mult mai interesat de aceste informații și au venit destul de mult. Eu sper că motivul este pentru că știu suficient de multe, dar poate sunt și alte motive, dar eu sper că acesta e motivul principal, că merg și se interesează mai degrabă la autoritatea respectivă care dă fondurile, ei știind de unde vin fondurile. Un cetățean sau o firmă care vrea pur și simplu să-și ia niște fonduri pentru dotare, nu știe neapărat care este autoritatea de management care gestionează respectivele fonduri sau nu știe de unde să apuce problema și atunci apelează, pur și simplu găsește datele de contact ale centrului de informare și vine la noi. O primărie, eu sper că deja ei cam știu cui să se adreseze pentru respectivele fonduri și nu mai este nevoie să vină la noi. Am avut, în primii ani am organizat seminarii în colaborare cu ADR-ul, de exemplu, sau cu celelalte instituții care oferă fonduri, unde am avut invitați și autoritățile locale. Dar, în principal, mediul privat este cel care... Și oamenii simpli. Exact. Povestiți-ne puțin ce aveți acolo. Avem o serie de publicații editate de Comisia Europeană pentru toate categoriile de cetățeni. Avem, de exemplu, publicații pentru copii, foarte multe, prin care se explică politicile, să zicem așa, în mod complex, Comisiei Europene, însă, de exemplu, cu benzi desenate. Și sunt povești pentru copii. Asta este o publicație editată de Direcția de Agricultură și Dezvoltare Rurală. Avem, de exemplu, o publicație editată de Comisia Europeană, tot Direcția de Agricultură, Gusturi din Europa, în care sunt prezentate în mod atractiv tot felul de rețete din diferite țări din Uniunea Europeană. Publicația Descoperim Europa, care este o publicație clasică și generală de informare, și multe alte publicații pe teme, despre părinții fondatori ai Uniunii Europene, inclusiv despre politica de coeziune, despre fondurile în perioada 2014-2020. E un domeniu foarte vast acesta al publicațiilor și direcția din Comisia Europeană care se ocupă de acest lucru face o treabă foarte bună și acesta este și unul dintre avantajele de a avea un centru la Craiova. Publicațiile pot fi comandate în mod gratuit de către orice cetățean de pe site-ul Comisiei Europene. Deci
publicațiile care sunt gratuite de genul acesta. Însă este mult mai complicat. Cel mai simplu este să vină la centru și să le ia personal. Foarte mult colaborăm cu școlile în această direcție și îi sprijinim cu materiale pentru activitățile pe care le organizează. Iar materialele pentru copii, clar că sunt cele mai atractive și cele mai utilizate. Sunt cu tot felul de sticăre, desene, jocuri, astfel încât să-i atragă pe copii către domeniul acesta al informației europene, care, să fim sinceri, nu este foarte ușor. Nu este un lucru extrem de atractiv pentru nimeni. Dar Comisia Europeană încearcă tot timpul să îndulcească, să vină cu informația cât mai aproape de nivelul de înțelegere al cetățenilor. Că știm că limbajul de lemn european e unul destul de birocratic și nu foarte simplu de înțeles. Și avem și o publicație editată de către noi de Rețeaua din România, cu toate centrele din România și cu activitățile pe care le desfășoară. Încercăm, inclusiv pe plan local, la nivelul rețelei din România, să avem propriile publicații pe care le realizăm chiar în comun, întâlnirile anuale pe care le avem, sunt chiar de lucru în care edităm și noi propriile materiale. Pe lângă acestea care sunt ale Comisiei Europene, avem o serie de materiale pe care le facem și noi la Centrul Europe de Recreo. În fiecare an avem cel puțin una, două broșuri informative pe care le edităm și un newsletter, din păcate nu l-am aici, un newsletter la două luni, la fiecare două luni, în care punem atât activitățile noastre pe care le organizăm, cât și informații care credem noi că sunt de interes, informații europene de interes pentru cetățenii din Dolj. Spre exemplu, dacă un cetățean ar veni la dumneavoastră să vă ceară sprijinul pentru a ajunge la CEDO cu un caz, ați putea să-l ajutați? Să explicați cum se face și așa mai departe? Sigur, da. Am avut cazuri, însă nu erau din cercetarea lor, nu erau de competența CEDO și atunci i-am direcționat către autoritățile române. Însă, oricine vine cu o problemă, dacă v-am zis, dacă nu putem să o rezolvăm noi, că, de exemplu, juriști nu avem în echipă, nu avem o echipă destul de mică și nu avem această expertiză, dar fie căutăm expertiza în rețeaua din România, dacă este cineva care poate să ne ofere informații, sau dacă nu, îi direcționăm către un loc de unde pot să afle informațiile precise și exact ce trebuie să facă în acest sens. Dacă vi se pare interesantă ideea de a putea afla informații legate de Uniunea Europeană și Comisia Europeană de la persoane avizate, echipa de la Centrul de Informare Europe Direct Craiova vă stă la dispoziție. Începând de miercuri 25 martie, centrul va funcționa în clădirea Proiect din Craiova și va avea program de lucru cu publicul la sediu de luni până vineri între orele 10 și 16. Centrul de informare este prezent și în mediul online, desigur. Ei au propria adresă de internet și pot fi găsiți și pe Facebook. Acestea fiind spuse, în cele ce urmează vă invit să facem o scurtă călătorie prin județele Dolj și Golj. Domnul Neagoe Băcanu spunea că reprezentanții autorităților locale nu prea apelează la serviciile Centrului de Informare Europe Direct, pentru că cel mai probabil primarii de localități deja știu cam ce trebuie făcut pentru a accesa fonduri europene. Colegii mei au mers în ultimul timp în mai multe comune și au aflat cum se descurcă primarii din Dolj și Golj în domeniul fondurilor europene. Vă propun să aflați în continuare detalii despre problemele întâlnite, dar și despre proiectele realizate cu fonduri europene în câteva localități. Mai exact, este vorba despre Mischi și Plenița din județul Dolj și Alimpești, Rovinar și Aninoasa din județul Golj. Suntem pe un teren din primăria Mischi. Ce se va face aici? Da, tot platoul acesta, care are orientare spre sud, va fi construit un parc fotovoltaic. Terenul e în suprafață de 2,5 hectare. Parcul fotovoltaic care se va construi pe acest teren are o putere sub 1 MW, mai precis de 0,7 MW. Da, 0,7. El va trebui să fie funcțional începând cu 1 ianuarie 2016, pentru că până la sfârșitul decembrie, după cum se știe, toate proiectele europene trebuie în închise. Eu zic că va fi foarte benefic acest parc pentru comuna noastră și nu numai, și pentru celelalte două comune, pentru că suntem o asociație constituită din trei comune, Mischi, Șemnicu de Sus și Vulpeni.
Va fi foarte util pentru că va produce curentul care va fi necesar pentru tot ce înseamnă utilitate publică. Iluminat public, școli, biserici, cabinetele medicale, primărie, practic tot ce înseamnă iluminatul public. Și altfel se vor scuti foarte mulți bani, aproape circa 600.000 de lei noi pe cele trei primării. Banii astfel economisiți ne va permite, în primul rând, și mă refer la mine, să poată fi folosiți pentru modernizarea iluminatului public, altfel consumul de curent va crește și va putea fi acoperit tot acest curentul. Pe viitor avem în vedere, împreună cu ceilalți primari, dacă se vor schimba normele în accesarea fondurilor europene 2014-2020, să extindem acest parc, practic să-i dublăm capacitatea și altfel să putem asigura curentul și pentru locuitorii din cele trei comune. Dar asta cu condiția să se schimbe ceva, adică să ne permită fondurile, măsurile europene, să accesăm bani pentru extinderea parcului fotovoltaic. De remarcat este faptul că acest parc fotovoltaic nu beneficiază de certificate verzi, deci practic nu încarcă cu niciun fel de cheltuială guvernul. Autoritățile publice nu sunt beneficiare de certificatele verzi. Eu cred că ar fi o măsură demnă de luat în vedere și de aplicat în foarte multe administrații locale, pentru că sunt foarte multe economii și benefice. Se mai creează și câteva locuri de muncă, e numai de câștigat. Dumneavoastră chiar accesați și chiar mergeți pe proiecte europene finanțate fără cofinanțare. Da, noi am ales această sursă de finanțare pentru că, având un buget mic, este foarte greu ca să poți să asiguri o cofinanțare. Și aici, la fondurile europene, deci cheltuielile eligibile sunt 100%, ni le acordă Uniunea Europeană și bugetul de stat, pentru că 85% ne dă Uniunea și 15% bugetul de stat. Ceea ce plătim din bugetele locale este TVA-ul, însă în ultimii 4 ani a venit cu o măsură foarte bună, deci se acordă o prefinanțare de la Uniunea Europeană, care nu ne mai obligă să luăm credite din bancă purtătoare de dobânzi și doar plătim în comision pentru scrisoarea de garanție pe care ne dă fondul de garantare a creditului rural. Într-adevăr, am avut și situații când unii fermieri au venit să îi ajutăm și vă spun că îi sprijinim cu tot dragul și cu tot sufletul, pentru că nimic nu este mai de preț într-o comunitate decât dezvoltarea ei și localizarea populației aici. În mediul rural există această bogăție imensă, pământul, dar el trebuie să ai posibilitatea să-l muncești, ori ca să ai posibilitatea să-l muncești trebuie să ai bani, să achiziționezi utilaje. Avem un mare noroc și că facem parte din Galparâng, alături de alte localități, iar accesarea fondurilor prin GAL este mult mai ușoară decât accesarea fondurilor la nivel național. Noi, fiind și primar din 90, nu pot să pun vina pe cel dinaintea mea că n-am cum, dar am accesat fonduri absolut pe toate programele. Am început cu programul MAR, care a fost primul program de preaderare, unde am reabilitat un drum. Apoi am avut pe FRDS 2 proiecte, cu unul am reabilitat Căminul Cultural de la Limpești și prin cel de-al doilea am reabilitat drumul de la Corșor. Apoi am venit cu SAPARD, unde am asfaltat 3,5 km de drum, măsura 313, măsura 125, am avut pe fonduri guvernamentale pe ordonanța 28, pe hotărârea 577, prin care am construit alimentarea cu apă. Deci fondurile se accesează doar pe proiecte. Așteptăm cu nerăbdare să fie deschise accesările fondurilor europene, să începem o dată, așa cum știți, încă mai stăm, mai așteptăm, să vedem exact ce vom face de aici înainte, pentru că e clar că așa, o altă alternativă la investițiile pe care noi le-am făcut ar fi și accesarea de fonduri și realizarea acestor investiții cu banii europeni. Din păcate, lucrurile merg destul de greoi. Noi avem în fiecare an bani europeni de cheltuit aici la Rovinari. Nu știu, la ce se întâmplă țară, te gândești de 2 ori înainte de a accesa.
Începând cu anul 2008, venind aici la primărie, prima mea grijă a fost de a dezvolta din punct de vedere al infrastructurii localitatea Ninoasa. În acea perioadă, vreau să vă spun, în anul 2008, comuna Ninoasa nu a beneficiat până în anul 2008 nici măcar de 50 de metri de asfalt. Mă refer aici la drumurile sătești și comunale, iar lungimea totală a drumurilor sătești comunale și a ulițelor aferente este destul de consistent. Avem două drumuri DC40 și două drumuri comunal, este vorba despre drumul comunal DC47, care are lungime totală de 12,5 km. Este vorba de asemenea de drumul comunal DC48 Groșerea Costești, a cărui lungime totală este 8,3 km. Două drumuri care leagă comuna de la un capăt la celălalt. Începând cu anul 2008, am încercat împreună cu colectivul din primăria Ninoasa să identificăm surse de finanțare pentru a rezolva această problemă. Una dintre aceste surse de finanțare a constat în atragerea de fonduri europene nerambursabile. Este vorba de acea măsură celebră 322, finanțată din fonduri europene, unde noi deponenții sau solicitanții, mai bine spus apeleuri, autoritățile publice locale, între noi a fost o competiție acerbă. Vreau să vă spun că în anul 2008, în 15 decembrie, când a fost ultima zi de depunere a solicitărilor de finanțare pe această măsură, au fost depuse și declarate eligibile 846 de proiecte la nivel național, iar suma disponibilă de bani pentru această măsură a fost pentru primele 92 de primării clasate. Între aceste primării, în luna mai 2009, am fost și noi selectați ca proiect viabil și proiect care este acceptat la finanțare în urma întrunirii condițiilor din această măsură. Ca atare s-a realizat în următoarea perioadă, am asfaltat un drum, este vorba despre drumul comunal DC47 pe o lungime totală de 9 km. S-a realizat extinderea sistemului de alimentare cu apă din comuna Ninoasa pentru satul Băbaia pe o lungime de 4,2 km. De asemenea, un sistem de canalizare tot pe același tronson, o grădiniță în satul Groșerea, acolo unde copiii învățau într-o fostă magazie, și o investiție în scopul protejării unui arbore secular din satul Groșelea. Am de cofinanțare pentru aceste proiecte? A fost foarte greu să ne descurcăm din acest punct de vedere și am omis să vă dau explicații în această privință. Am primit o parte din aceste sume de bani de la Consiliul Județean, și iar cu cealaltă parte am încercat să strângem din bugetul local, adică să reducem cheltuielile pe toate planurile, în așa fel încât să avem bani propriu-zis de cofinanțare, și mai sunt acele sume de bani care sunt neeligibile, este vorba despre TVA-ul aferent fiecarei tranșe în parte. A fost destul de mult și un efort financiar din partea noastră destul de greu de susținut până la urmă. În paralel, noi am împreună cu contabilul domnul Dascălu Constantin, am încercat și am găsit o soluție alternativă, în așa fel încât am avut o soluție de rezervă, în sensul că noi deja realizasem documentația și am ținut și licitația pentru un credit de la o bancă comercială din România, dar spre norocul și șansa noastră nu am utilizat acest contract, ca atare n-a mai fost nevoie să mai plătim aceste comisioane și taxe, plus dobânzile aferente. Am încheiat cu succes acest proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile. Acest proiect a fost finalizat undeva în anul 2012, ci drept a fost o perioadă de câțiva ani de zile, de 2 ani de zile, a început undeva în 2010. Aceștia au fost pașii care a trebuit să-i parcurgem pentru finalizarea acestui proiect. 2009-2010, prin niște fonduri europene, pe măsura 3.2.2, am accesat două proiecte, unul pentru satul Castele Traiane și unul pe un asociație de dezvoltare intercomunitară, Plenița Caraula, împreună cu localitatea Caraula. În ce au constat acestea? Pentru Plenița și Caraula, o modernizare a sistemului de alimentare cu apă,
pe o porțiune de 2 km, canalizare pe o porțiune de 8,5 km și asfaltarea drumurilor pe 8,5 km. A fost un proiect îndrăzneț, mare, care s-a realizat și, după cum probabil ați și văzut și dumneavoastră, satisface aproape jumătate din localitate. Pe celălalt proiect, care a fost foarte dificil, am reușit să-l accesăm un alt proiect, de asemenea, pe măsura 322, tot pe fonduri europene, pentru satul Castele Traiane. Zic eu că la ora asta, satul Castele Traiane, care are o populație de aproximativ 800-900 de locuitori, este unul dintre cele mai frumoase sate ale țării. În sensul că, pe lângă așezarea lui foarte simetrică, cu drumuri întinse, fără pic de deal, fără pic de vale și cu un desen armonios, beneficiază de sistem de alimentare centralizat în toată localitatea. Sistem de canalizare centralizat în toată localitatea. Asfaltarea drumurilor comunale în proporție de 70%. Și, în ultimul rând, un centru social pentru persoanele care se simt violența în familie. Atunci când sunt probleme în acestea, se adresează centrului social din satul Castele Traiane. A fost o investiție frumoasă, zic eu, deosebit de pertinentă și care la ora actuală își arată roadele. Cetățenii din satul Castele Traiane ies din curte în papuci și se duc până în centru în papuci, ca să vorbesc într-un mod plastic. Adică nu au nevoie de a se lua ceva cizme și cum mergeau ei înainte. Drumurile sunt asfaltate, sunt frumoase, sunt la nivelul unor sate europene. A fost al doilea proiect mare îndrăznesc pe care l-am realizat și l-am încheiat în anul 2012, odată cu cel din Comuna Plerița. Au fost două proiecte mari pe care, zic eu, le-am dus la bun sfârșit, dar să nu vorbim cu multă trudă și cu mult efort, fiindcă atunci când vrei să faci ceva, trebuie și puțin efort. Iar dacă îți propui să faci ceva, trebuie să faci. Eu am o vorbă. Dacă vrei cu adevărat ceva, poți. Intenționați să accesați fonduri și pentru asfaltarea celorlalte drumuri din comună? Deja am obținut finanțarea pentru aproximativ 12 km de canalizare, ceea ce înseamnă un procent de racordare de 98%. Pe Ministerul Dezvoltării 6 km și pe fondurile europene pe axa post-mediu 6 km. Societatea care a câștigat licitația se va apuca de lucru pe cei 6 km. Urmând ca în zilele următoare să publicăm și licitația pentru accesarea celorlalți 6 km care sunt pe fonduri guvernamentale. Avem și un proiect de 8 km de drumuri asfaltate care probabil o să-i dăm drumul pe fonduri europene undeva, zic eu, către 1 aprilie, când se preconizează că va apărea ghidul solicitantului. Deci, pentru mine a însemnat, și nu pentru mine, și pentru tot Consiliul Local al Comunei Plerița, accesarea fondurilor europene o prioritate, fiindcă, după cum vedem, fonduri guvernamentale sunt puține și se întind pe o perioadă lungă de timp. Pe când fondurile europene, dacă știi cum să le accesezi și depui efort, în 2-3 ani de zile ai rezolvat o investiție pe care ți-ai propus-o. Iată deci, primarii din Oltenia au învățat într-adevăr să acceseze fonduri europene și și-au dat seama că acestea reprezintă o sursă importantă de bani pentru rezolvarea problemelor administrative sau a unora dintre problemele administrative. Banii europeni sunt utilizați în special pentru proiecte de asfaltare, dar și pentru realizarea sistemelor de apă și canalizare, dar după cum ați văzut, cu fonduri europene se pot construi și parcuri fotovoltaice, așa cum este cel de la Mischi. Acum, la finalul emisiunii, vă reamintesc faptul că dacă vreți să fiți un cetățean european bine informat, puteți apela la ajutorul celor de la Centrul de Informare Europe Direct Craiova, în clădirea Proiect, dar și puteți solicita sprijin din partea echipei Asociației Mereu pentru Europa. Dragi telespectatori, sper că emisiunea de astăzi v-a adus informații interesante și utile. Închei aici ediția din această seară, nu înainte de a vă mulțumi tuturor pentru atenție. Eu sunt Oana Olaru, vă aștept și data viitoare la subiectul zilei.
O seară frumoasă!